Astăzi sunt de vorbă cu doamna Ana Maxim, expert în design interior. Aș vrea să ne spuneți un pic despre tendințele anului 2016, dar și ce ne așteaptă în 2017. Da, tendințele anului ăsta deja sunt spre final, da, se apropie finalul de an. Cel mai important subiect ar fi 2017, este un an spectaculos, foarte colorat. În 2017 o să renunțăm la culorile pastelate, o să fie culori mult mai vii, cu accente mult mai puternice. Din 2016 o să preluăm într-adevăr nuanțele de albastru, albastru închis, albastru bleu marin. Continuăm cu culorile ceva mai puternice, respectiv galben, oranj. Ajungem la nuanțe de roșu, dar nu uităm rozul. Rozul încă este acceptat în 2017. Dar vedeta anului o să fie nuanța verde. Verdele care imprimă speranță, care ne dă posibilitatea să prosperăm, să gândim, să ne înveselim. Or să fie toate nuanțele de verde, de la verdele închis, verdele smarald, până la cele prăzulii, foarte deschise, foarte vesele. Deci ca și culori în anul 2017 or să fie aceste nuanțe. Forma în 2017 o să fie o formă continuată din anul precedent, 2016, cu accente clasice, cu accente coloristice ceva mai speciale. Auriul și argintiul își face loc în continuare în amenajările interioare, dar cu mare grijă, deci să nu abuzăm de aceste accente. Se doresc, se plac și în fashion, dar de asemenea nu se accentuează foarte mult pe spații. Dacă eu o apelez la dumneavoastră pentru realizarea unei amenajări, care sunt pașii care trebuie urmați? Primii pași sunt cei mai importanți. Să înțelegem, de fapt, ce ne dorim de la un spațiu. Persoana care apelează la un designer trebuie să-și facă puțin temele acasă. Am o casă, am un spațiu de amenajat. Cum vreau să trăiesc în acel spațiu? Destinația spațiului este să ne simțim ca acasă. Da? Să fim acasă ca acasă. Și atunci ne adresăm unui designer și ne propunem: aș vrea un spațiu foarte liber, foarte degajat, vreau o linie modernă, vreau o linie minimalistă, una clasică, îmi place anumită culoare, un anumit material sau un anumit finisaj, ca să putem noi designerii să înțelegem foarte bine, de fapt, cum propunem mai departe realizarea unui proiect. Deci cu ce obiecte ne jucăm în spațiu, cu ce materiale, ce culori, unde propunem să amenajăm spațiile, care sunt zonele de interes ale casei. Care este cel mai bun moment când putem apela la dumneavoastră? Cel mai bun moment este când avem casa construită și atât. Deci casa este la roșu în denumirile noastre. Când putem să facem un studiu de trafic, putem să facem un studiu de lighting, putem să poziționăm foarte bine ce înseamnă infrastructura, corpuri de iluminat, prize, doze întrerupătoare, unde sunt zonele termice, unde sunt zonele sanitare. După care putem să creăm acest proiect de amenajare cu mobilă, de amenajare cu corpuri de iluminat și mobilier. Dacă avem infrastructura foarte bine implementată, atunci putem să parcurgem mai departe etapele decorative. Designul se împarte de fapt în două părți și este foarte important să le știm pe acestea două. Partea funcțională a unui spațiu și partea estetică decorativă. În ultima vreme este o confuzie. Apelăm la un designer să punem două perdele, un covor sau o pernă decorativă pe o canapea. Greșit! Noi, designerii, facem proiectare. Deci noi proiectăm un spațiu în funcție de necesități, în funcție de funcționalități, în funcție de acest trafic care mi-l propun eu să-l fac într-o amenajare interioară să fie ceva flexibil și fluid. Zonele de depozitare se gândesc în faza aceasta. De multe ori avem o casă foarte frumoasă și nu avem unde să ne punem lucrurile. Ce facem? Atunci suntem puțin constrânși să nu mai cumpărăm sau să achiziționăm pentru că nu avem unde să le punem. În prima fază, când casa este la roșu, putem să mai mutăm o ușă, putem să mai creăm un spațiu de depozitare.
putem să ne facem mult mai multe creații și dorințe pe acel spațiu. Care este cel mai căutat stil? Căutat stil, bună întrebare în ziua de astăzi. Sunt persoane care își doresc stilul modern, sunt persoane care își doresc stilul clasic. Acum, sunt mai multe tipuri de modernism, mai multe tipuri de clasic. Dacă iubim materialele noi convenționale, atunci folosim inox, sticlă, mai nou a apărut un material inovativ, Pluta, care se folosește foarte frumos și foarte bine în amenajările interioare. Iar stilul clasic, cel clasic și știut întotdeauna, e acel stil sculptural, frumos, decorativ. Dar din aceste două stiluri s-a desprins un stil foarte frumos, cel contemporan. Spunem contemporan pentru că este în zilele noastre. Este o combinație cumva între stilul clasic, dar pe nuanțe de alb și nuanțe de ivoar, nuanțe de crem. Deci stilul clasic care în ziua noastră este prelucrat, este adaptat stilului nostru de viață și arată cumva modern, dar nu e. De ce ar trebui să apelăm la un specialist? Pentru că amenajăm pentru noi. Asta o spun pentru că un specialist știe întâi să asculte clientul, ce își dorește, nevoile clientului, știm să amplasăm mobila unde trebuie, știm culorile care se adaptează stilului de viață, că de asta avem o consiliere preliminară ca să știm exact ce nevoie are clientul, da? Să se simtă acasă când ajunge acasă, ce culori îl ajută în a fi acasă. De multe ori suntem derutați de culori. Am văzut ceva, am văzut la cineva, la un prieten, la un străin o culoare și atunci ne duce puțin în eroare acest subiect. Noi ca specialiști ne dăm seama cât de bine stau acele lucruri în casă. De multe ori le spun clienților, dacă nu știi foarte clar ce-ți dorești ca și culoare și stil și linie, deschide dressing-ul, dulapul, și culoarea dominantă din dulap de fapt te caracterizează pe tine, este culoarea ta, folosește-o și în ambientul casei tale și în ambientul vieții tale.